dă bă datoria. Nu. dă ne datoria. 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 Care datorie? N-am nimic ce ți vă dau. Da ne datoria. Da ne datoria. Ah, datoria asta e așa, băieți, imediat. Tabelul de integrale nedefinite. Azi o să rezolvăm integralele în integralitate. Ca să știți, de o e structura la fel. Aveți timestampurile în descriere și pe video. Linkurile la toate testele de unde am luat eu exercițiile sunt puse în descriere și dacă vreți să intrați pe Discord să-mi puneți o întrebare, v-am lăsat și linkul la de Discord. Hai să începem, băieți! Avem aici un exercițiu cu o integrală. După cum știți, asta le găsim la subiectul 3, exercițiu 2, adică bosul final. Bă, în opinia mea, boss final este derivata, dar mă rog. Hai mai întâi, înainte să vă explic cum se calculează punctul A, să vă explic formulele și cum să le rețineți mai bine. În primul rând, o să observați că la fiecare rezultat este un plus C. ceul acesta reprezintă constantă, constanta fiind un număr normal la cap. Doar că tu, la bac, nu o să trebuiască ca să scrii C-ul ăsta, constanta, pur și simplu el e pus aici pentru a fi cum ar veni corect în viața reală. Bacul, el în general, este o chestie total incorrectă în orice punct te -ai uita. Deci, na... Nu trebuie să pui, trebuie să pui decât rezultatul. Și hai să vedem. Uh, mai întâi, înainte să vă explic, o să vă spun că integrala este opusul derivatei. Ce înseamnă asta? Păi, în momentul în care tu aveai uh, o derivată și derivata aia, să zicem că era x derivat, x-ul tău derivat, cât ți-ar fi dat? Ți-ar fi dat coeficientul lui x. Dacă era 2x totul derivat, ți-ar fi dat 2. Dacă era... X simplu, derivația ar fi dat 1. Păi, integrala, pur și simplu, readuce la viață X-ul. Deci dacă tu ai integrală din 1 de X, de X-ul ăsta este felul în care se notează integrala, ăsta nu trebuie să lipsească, decât în momentul în care îl înlocuiește altcumva. Și o să vă arăt eu când o să vină vorba de el. Dar până atunci, mereu când calculează o integral, trebuie să fie de X la final. Deci e forma din șarpul ăsta și de uh, ce este între uh, șarpe și de X și la final de X. Și după cum puteți vedea, aici zice integral din 1 de x, este de fapt integral din de x, nu te interesează, dar noi dăm skip la final, care înseamnă că este x. Ce vrea să spună? Păi vrea să spună că uh, 1, dacă ar fi să ne gândim x-ul derivat ne dă 1, deci 1 integralizat, o să zic, deci integral din 1 o să ne dea x, adică cum ar veni, noi suntem necromancer și acum aducem lumea înapoi la viață, știi? Și dacă o să vă uitați la următoarele formule, este exact același lucru. De exemplu, avem asta cu x la n. La x la n o să fie, trebuie să rețineți, pur și simplu x-ul, la puterea x-ului plus 1, adică dacă x-ul este la puterea a doua, sus o să avem x la a treia, supra. O să scriu aici. Deci o să fie x la a treia, supra. Da, să pun uh, exponentul lui x plus 1 adică o să fie x la 3 asupra 3 deci pur și simplu când aveți integrală din x la o putere îl puneți pe x la puterea plus 1 adică puterea pe care o avea plus 1 și jos puneți doar puterea simplu ca număr foarte simplă și asta și normal ca la derivată Integral din L a la x, ghiciți cât o să dea, păi o să dea tot e la x, normal. Am adus aici și derivatele în stânga ca să puteți să vă uitați că într-adevăr unele de ele chiar seamănă. Asta și cu asta sunt același lucru, doar că invers. Eu la x cu eu la x nici nu trebuie să vă zic, că ați văzut și voi. Ln-ul la fel, unde e LN -ul? Aici. Și hai să continui, deci... Integrală din a la x de x o să fie a la x supra ln din a. Asta este destul de periculoasă, apare de ceva ori, iar aul este cum ar veni o constantă fake, cum am vorbit și la derivate, pentru că, de exemplu, numărul 3 este constantă, dar numărul 3 la x nu mai este constantă, deci dacă tu ai integrală din 3 la x de x, o să fie uh, 3 la x plus 1 supra ln din 3. Trebuie să rețineți asta. Puteți să vi le și scrieți înainte, ca după să înlocuiți, că nu care cumva să vă, înlocui, să, vă, să vă înlocuiți, să vă complicați prea tare, să nu vă mai dați seama cum trebuie astea înlocuite. Cum am spus, integral din 1 pe x de x este ln din x, pentru că este opusul derivatei, care se vede în 4 pixeli, dar puteți vedea, este opusul. Și acum vin astea foarte grele, în care avem, lucruri foarte lungi, that's what she said, și hai să vedem. Păi, în primul rând, cum am spus, asta nu este neapărat o constantă, dar aici, dacă, de exemplu, aul este 4 la a doua, el tot constant o să fie, dar tu trebuie să le iei așa. Și, de obicei, integralele astea apar sub forma de 1 supra x la a doua minus 16. Și tu trebuie să dai seama asta, că 16, de fapt, este 4 la 2 știi? Și după aia vezi formula că x la 2 minus 4 la 2 aici a jos și e 1 supra și tu îți dai seama că trebuie să aplici formula asta foarte lungă. Formula asta este cea mai lungă dintre toate și este destul de ușor de învățat pentru că, nu știu, mie pur și simplu mi-a intrat destul de repede în cap comparativ cu restul pentru că restul se aseamănă unele cu altele. Hai să vă explic. Păi în momentul în care mai întâi ai 1 supra x la 2 minus a la 2. Deci tu trebuie să reții că e minus. Pentru că mai jos avem și formula unde este plus. Deci în momentul în care tu ai minus și e x la 2 minus a la 2, x-ul vine primul, mai întâi o să fie 1 supra 2 ori a. Doua, rea. Deci tu o să ai a la 2, ție o să scrie 16, dar tu de fapt ai 4 la 2, și a tău o să fie 4. Nu o să fie 4 la a doua, a tău, adică 16 o să fie 4. Și o să ai 1 supra 2a, adică 1 pe 8. Ln, logaritm natural înseamnă ln. Și ln-ul după cum puteți vedea, la uh, integrale este cam omniprezent, e cam peste tot. Nu prea avem logaritm normal. De exemplu, la derivate aveam uh, asta cu logaritm normal. Noi nu avem așa ceva la derivate. Deci, uh, doar ca să știți, ln-ul intervine de destule ori. Și o să ai 1 pe 8 lene. din, și pur și simplu tu aici ai x la 2 minus la 2, o să ai x minus a sus, și asta este modul. Deci o să ai modul în x minus a sus, x plus a jos. Asta este toată formula, chiar dacă pare lungă, pur și simplu nu trebuie să dai seama cine este aul tău, după aia pui 1 pe 2 ore, ln neu omniprezent, și după aia modul din x minus a supra x plus a. Deci minusul vine primul. Nu e așa de greu de reținut, dar trebuie puțin repetată până ți intră în cap. La a doua, a doua, adică următoarea care se asemănă cu prima, după cum puteți vedea, avem aici plusul. Și când ai plusul, pur și simplu de... Hai să dăm din nou exemplu, să-l dăm iar pe 4 ca exemplu, deci o să fie integral din 1 supra x la a doua plus 4 la a doua, l-am transformat noi pe 16 de data asta, dx, și o să fie 1 supra 4, deci nu mai uh, înmulțești cu 2. Trebuie să reții arc tangent din x pe a, adică x pe 4. Pur și simplu pui 1 pe 4, cum am învățat și la derivate, de obicei deasupra fracției e mereu 1. Avem și aici 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, peste tot e 1 deasupra fracției, după cum puteți vedea. Doar ca a doua, în loc să fie 1 pe a tău va fi X-ul pe a tău Și între ele e un arc tangent. Doar asta trebuie să rețineți. Deci 1 pe A, arc tangent din X pe A. Hai să vedem următoarea. În următoarea, vedem că intervine și un radical. Deci în momentul în care ai radical, totul se schimbă, știi? Nu mai e același lucru. Și în momentul în care ai radicalul cu minus, nu mai te gândești la astea două, pentru că formula este mult mai simplă în opinia mea. Deci o să ai LNU omniprezent. Și în momentul în care formula o ai cu minus, vei avea radical, bă, radical, pardon, vei avea modul. Și în modul ăsta o să-l ai pe x plus și după cum puteți vedea, aici este exact același lucru ca mai jos, doar că aici e paranteză în loc de modul. Deci când ai minus ai modul și când ai plus ai paranteză. Și a doua schimbare intervine la momentul radicalului. Adică tu ai formula la fel uh, ca aici, adică radicalul va fi x la 2 minus a la a doua. Și la cea cu plus, vei avea radical din X la doua, plus a plus la a doua. Deci exact cum este jos, vei avea și sus. Doar că atunci când ai plus, vei avea o paranteză. Și când ai minus, vei avea un modul. Și trebuie să reții că în paranteza sau modulul ăla, o să-l ai pe X plus radicalul tău. Și în față, normal, ln că na. Și mai e ultima variație a formulei astea. Formulei, adică nu prea e o variație Că nu prea au legătură ele una cu alta În afară ca o integrală, dar v-ați prins voi Deci 1 supra radical din a la 2 minus x la 2 Deci după cum puteți vedea Momentul în care s-a făcut aici uh, Un fel de switch Uite cu asta este făcut switch-ul Deci tu când o ai cu radical Doar că Constanta vine prima Adică 4-ul tău la a 2 Sau orice e el Vine primul pur și simplu se schimbă formula în ceva mult mai simplu și mai rapid, care este arcsin de x pe a. Adică, pur și simplu scrie arcsin, deci că am scris în japoneză, din x pe a, adică x pe 4. Asta este toată treaba. Nu e greu de reținut asta, doar că trebuie să fiți atenți în momentul în care vă uitați la integrala voastră, să nu vă facă vreo schemă, să fie ori asta, ori asta, trebuie să vă dați seama, să vedeți care dintre numere este primul, x sau constanta. Și acum vin astea care sunt cu elementele noastre trigonometrice fantastice și prima este integral din sin de x. Păi hai să ne uităm la derivate și vedem aici la derivate faptul că sin de x este de fapt cos de x. Dacă dăm înapoi, vedem aici că sin de x este minus cos de x. Deci ce trebuie voi să rețineți este că Integrala este total diferită față de derivată uh, când vine vorba de semn. Adică tu ai aici sin de x este cos de x, ceea ce înseamnă că la integrală vei avea că sin de x este minus cos de x. La derivată noi am reținut că cos de x este minus sin de x, păi la integrală cos de x va fi sin de x normal. Deci cum ar veni este o inversiune față de, inte de derivată integrală. Și tu poți ca să o... astea două mă refer, doar astea de aici. Deci poți cum ar veni să reții uh, derivatele și pur și simplu să schimbi aici pui minus și aici pui plus. Uh, în momentul în care îți vine vreun exercițiu din ăsta, poți să nu te gândești la derivate total. Nu trebuie neapărat să reții așa, că mie sunt să curs te încurci după aia. La tangentă, azi ne uităm puțin dacă are vreo legătură. Uh, nu prea. După cum puteți vedea, la tangentă este formula asta. Noi, la integrală, trebuie ca să vă explic de fapt cum funcționează. Uh, tangenta din x o să fie minus ln din cos de x plus c. Asta nu îl băgăm în seamă. Și cum reținem asta? Păi, în primul rând, ne avem aici cosul, care la sinus, după cum puteți vedea, cosinusul are uh, minus aici. Și cum îmi place mie să le rețin este că. La integrale, cosinusul mereu va fi însoțit de un minus în afară de ultima formulă în care o să vă arăt, în care tangenta de x este cu plus când are cosinus și cotangenta este cu minus pentru că are sinus la a doua de x jos. Mă rog, hai să nu vă încurc prea tare. Deci, când e vorba de cosinus, cât timp este cosinusul jos? El o să fie cu plus, dar noi, având l sus, o să fie cu minus, adică doar la faza asta cu fracția, va fi el cu plus și automat rezultatul. Dar, în rest, la tangentă, care e prima, îl vei avea pe al doilea, care este cosinus, în loc să ai pe sinus. Că nu știi că tangenta este sinus pe cosinus, nu, o să ai pe cosinus aici scris și o să fie minus LN din modul de cosinus de x. Trebuie doar să reții că este un modul și la asta și la cea de jos, la cotangentă, și că în fața are ln, doar că minusul vine la tangentă, în loc să vină la cotangentă, cum este aici. Vedeți, aici avem minus și aici avem plus. Sunt mai multe moduri în care puteți reține, voi doar trebuie ca să vă uitați puțin în mintea voastră, să vă gândiți cum funcționează treburile astea ca să le rețineți mai ușor, dacă nu, pur și simplu, le învățați mecanic. Și la cotangentă de x, normal, fiind opusă de asta, îl va avea pe sinus în loc de cosinus și va avea tot ln, doar că ln va fi cu plus și tot în modul e. Nu avem paranteză de asta, aici avem modul, adică nu se compară cu astea de aici. Și mai e ultima, care ă, seamănă cu astea de aici. Deci, prima, ne avem aici, ă, stai puțin, ă, asta seamănă cu asta, după cum puteți vedea tangenta de x o să fie 1 supra cosinus la 2 de x. Deci, integral din 1 supra cosinus la 2 de x o să fie tangenta de x. Asta este exact la fel, deci exact invers la derivată. Deci, dacă tu ai 1 supra cos la 2 de x, o să fie tangenta de x. Deci, la, astea poți ca să le reții doar pe derivate și pur și simplu să întorci derivata. Îți amintești că a, tangenta de x păi înseamnă că e 1 supra cosinus la 2 de x. A, 1 supra cosinus la 2 de x înseamnă că e tangentă de x. Și vă dați seama că la cotangentă este exact același lucru. Doar că, după cum puteți vedea, ne avem cotangentă de x derivat și ne dă minus 1 supra sinus la 2 de x. Dar când integrăm, noi nu o să avem minus 1 supra sinus la 2 de x, noi o să avem 1 supra sinus la 2 de x, ceea ce înseamnă că minusul care era aici trece la cotangentă în față. Aici noi normal o aveam cu plus și ăsta cu minus, aici o să-l avem pe ăsta cu plus și pe ăsta cu minus. Asta e toată jmecheria. În rest, este exact același lucru ca la derivat. Și cam astea sunt toate formulele pentru uh, calculul rapid al unei integrale, dar mai sunt uh, pentru integrarea prin părți și schimbarea de variabile, pe care o să le explic la punctul B. Acum, haideți să vă arăt cum se face punctul A. După cum putem observa, la punctul A integrala este puțin mai ciudată pentru că are două numere deasupra, dar eu o să vă învăț imediat ce înseamnă numerele astea. În primul rând, hai că am dat un zoom de vă explodează ochii, okay? f de x-ul, îl regăsim aici și la punctul A, mereu o să existe o reducere și nu în bani, dar o să vă arăt imediat. Prespun că se zice reducție, dar mă rog. Deci înlocuim pe f de aici cu f ul nostru pe care ni l-au dat. Și o să fie integrală de la 1 la 3, așa se, așa se citește, deci e integrală numărul de jos, deci de la 1 la numărul de sus, la 3. Și o să fie x plus 1 plus x ln din x minus x ln din x. Și după cum puteți vedea, și hai să scriem și de x, și aici ne cer să egalăm cu 6, după cum puteți vedea, dăm prima, se face reducerea asta, deci 200 de lei, toată lumea a murit, adică x lene din x și uh, minus x lene din x au dus unul cu altul, și nu o să ne rămână integrală de la 1 la 3 din x plus 1 de x, dar ăștia doi 3 puși într-o paranteză pentru că nu am înmulțire între ei. Păi și ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, punctul A e foarte simplu și nu aveți cum să nu-l faceți, deci să nu cumva să nu-l faceți pe ăsta, că e mult prea simplu, deci pur și simplu se reduce ceva și după calculezi două integrale simple. O să vă arăt de ce două. Păi, în momentul în care tu ai integrală din x plus 1, tu te gândești la formula asta și vezi că nu seamănă cu niciuna și pur și simplu o să scrii integrală de la 1 la 3 din x de x. Deci, ce o să faci tu? O să le iei pe rând. O să faci integrală din, de la 1 la 3 din x și integrală de la 1 la 3 din 1. Și o să fie integrală de la 1 la 3 din x de x plus integrală de la 1 la 3 din 1 de x. Semnul dintre integrale este dat de semnul dintre termenii v-ați prins voi. Deci, dacă ăștia aveau semnul de înmulțire, aici ar fi fost înmulțire. Dacă au plus, este plus. Și hai să vedem cât dă șmecheria asta. Păi, în primul rând, noi trebuie să vedem cât e integrală normal, deci ignorăm ăștia, ignorăm momentan, integral din x. Și noi am spus că integrală din x la n o să fie x la n plus 1 supra n plus 1. Păi, dar cine e n-ul? Păi, n-ul este exponentul lui uh, x și x-ul nostru, după cum putem vedea, el este default. Deci, el are uh, exponentul 1. Și o să ne dea, de fapt, când îl integralizăm, îl transformăm, o să fie integrăm, se zice. Da, mă rog, sunt mai amuzant așa. x la 2 supra 2. Atâta o să ne dea. Că n-ul e 1 și o să fie x la 1 plus 1, adică x la 2 supra n plus 1, adică 1 plus 1, adică 2. Doar că o să avem x la 2 pe 2. Dispare șmecheria asta, dar trebuie să punem o bară dreaptă. Asta e dreaptă, 90 de grade, de la 1 la 3. Și o să vă explic imediat ce înseamnă bara asta. Plus, hai să-l calculăm și pe ăsta. Cât este integral din 1? Păi o să fie x, pentru că derivata lui x e 1, deci integrala fiind inversul la derivată o să fie x și o să fie x de la 1 la 3. De x-urile nu mai sunt, ele dispar la fel cu, odată cu integrala dispar. Și hai să vedem ce înseamnă x la 2 pe 2 de la 1 la 3. Păi pur și simplu iei termenul de sus, nu cel de jos. Și îl înlocuiești pe x cu el, adică îl înlocuiești pe x cu 3, iar după ce îți dă ție, pui un minus și înlocuiești x-ul cu 1. Adică, pur și simplu, o să îți dea 3 la a doua pe 2 minus 1 la a doua pe 2. Pur și simplu înlocuiești pe 3 cu x, invers. Înlocuiești pe x cu 3, pui un minus și după aia înlocuiești pe 1 cu x, iar am greșit, pe x cu 1. Deci, x-ul înlocuiești cu ăștia 2 și calculez și ăla este rezultatul la bara asta. Dar noi o să le scriem complet, adică să vedem cât e și ăsta. Deci înlocuim mixul cu 3, deci plus 3 și după punem minus și înlocuim mixul cu 1, minus 1. Și 3 la 2 o să fie 9 și o să fie 9 pe 2, minus 1 la 2 o să fie 1 pe 2, deci o să ne dea 8 pe 2, care este 4, și 4 plus 3 ne dă 7, minus 1 ne dă 6. Deci e egal cu 6, intrăm aici peste integrală. Și hai să vedem ce ne cerea. Ne cerea să demonstrăm că treaba să ne dă 6. Asta e toată explicația. Rezultatul e 6, foarte simplu. Punctul ăsta n-aveți cum să nu-l faceți, e mult prea simplu. Și poate chiar și punctul B. Hai să vedem acum, să vă mai explic niște lucruri. Acum la punctul B. O să avem, din nou, de calculat ceva. Asta în cel mai bun caz, și cam de obicei așa se întâmplă. Și va trebui să ne folosim de uh, schimbarea de variabilă sau de uh, integrarea prin părți. Hai să vă explic mai întâi uh, ce trebuie să facem, ca după să vă arăt ce formulă trebuie să folosim. Pai mai întâi, având în vedere că, după cum putem vedea, este exact același lucru ca aici sus, doar că sunt schimbate câteva lucruri, hai mai întâi să vedem cât este f de x minus x minus 1. Deci o să fie integrală de la 1 la e de data asta, nu de la 1 la 3. f de x-ul este x plus 1 plus x ln din x minus x minus 1. Punem o paranteză de x. După cum putem observa, ce vor ei este să reducem pe toată lumea de aici și să ne rămână integrală de la 1 la e din x ln din x. Hai să facem asta. Egal cu integral de la 1 la e din x ln x dx. Multe x-uri. Chiar 3x-uri. Nu comentăm. Și hai să vedem ce putem noi să facem acum. Acum, intervine momentul în care tu trebuie să te gândești dacă trebuie să aplici integrarea prin părți sau schimbarea de variabilă. Schimbarea de variabilă este folosită în momentul în care unul din termeni merge derivat în așa fel încât să-ți dea celălalt termen, adică dacă tu aveai, să spunem, x la a doua supra 2x, îți dai seama că tu ai fi putut folosi schimbarea de variabilă pe care o să o și explic, o să un exemplu de geniu, de geniu, de genu, pentru că noi știm că x la a doua derivat este 2x și în momentul în care observi, vreo chestiune din asta, te gândești direct la, schimb, la schimbarea de variabilă. Dar, având în că nu merge, pentru că avem x orile ne din x și nu avem aici nicio idee, suntem cam în panorame, o să facem integrarea prin părți. În ce constă integrarea prin părți? Păi constă, mai întâi, să știm o formulă. Formula asta este integrală de la a la b, dar în cazul nostru a-ul este 1, și B-ul este E. Deci, pur și simplu, ne folosim de ce ne acordă noi exercițiul. Dacă avem integral de la 1 la E, vom scrie integral de la 1 la E. Din um, G derivat. Și cine este G derivat? Păi, o să vedem imediat. G derivat de X ori F de X egal. Și acum, cum ar veni, asta avem noi aici. Și acum trebuie să spunem cu ce este egală treaba asta. O să fie egală cu f for g de la 1 la e. După cum puteți vedea, ne lipsește integrală, dar avem o bară din asta. Deci o să fie f or g de la 1 la e minus integrală tot de la 1 la e din f or g. uitați mă aici, f-ul este derivat. Și vă dați seama, toată lumea este de fapt f de x, g de x, dar ca să am loc am scris așa. Aici ar fi trebuit să punem de x pentru că vă dați seama, este o integrală, dar voi ce trebuie să rețineți este scheletul formulei, că după ea e foarte ușoară, pentru că la început trebuie să ai integrală din câtă și reție, de la 1 la n 9, din g derivat de x or f de x, deci g-ul e derivat și f de x ul e normal, urmând ca, după egal, să scriem f or g, fără să fie nimeni derivat, tot de la 1 la e, deci bară 1 la e, acum minus, să reținem că aici e minus și că nu e plus, e minus, integrală de la 1 la e din f derivator g de x, adică se întoarce roata, băieți, g-ul derivat devine g normal, și f de x devine f derivat, deci cum ar veni avem aici o relație în cipi final, da, în matematică. Uh, cum ar veni așa mai antitetic, g derivat e g normal și f normal e f derivat la finalul formulei, deci cum ar veni eu așa o rețin. Și acum ce trebuie să facem? Păi noi trebuie să ne uităm la panorama, panorama noastră, doar avem aici, să ne dăm seama care dintre termeni este g derivat de x și care dintre termeni este f derivat de x. Și vedem aici că avem x ori ln din x. Deci unul din ăștia va trebui să fie f de x și unul g derivat. Și cum ne dăm noi seama cine e cine? Păi f de x. Noi o să-l derivăm. Și g ul derivat o să-l integrăm. De ce? Păi că să folosim formula asta care o să ne dea rezultatul corect. Problema e, că integralele, după cum puteți vedea, sunt un pic mai grele decât derivatele. Ceea ce înseamnă că f de x pe care noi îl vom deriva, trebuie să alegem termenul care e mai greu. Și care termen pare mai greu din astea? Păi vă zic eu că ăla mai lung. În aici avem ln din x. Și după cum și noi, ln din x derivat o să ne dea 1 pe x. Deci pe ăsta o să l derivat pentru că e simplu. Și după, g derivat, care e de fapt x, um, ce o să facem? Păi o să-l integrăm și vă dați seama că x-ul integrat o să fie x la 2 2, cum e în formulă. Și cum scriem noi treaba asta? Păi scriem așa, f de x este egal cu ln din x. Rezultă că f derivat de x este egal cu 1 pe x. Foarte simplu. Și acum scriem g derivat de x este egal cu x, rezultă că g normal de x este egal cu integrală din x dx. Nu punem integral de la 1 la n, nu avem noi treabă. Noi facem o integral normală acum. Și o să fie x la a doua pe 2. Și tocmai am calculat faptul că f-ul derivat este 1 pe x și g-ul normal este x la a doua pe 2. Și urmează să-i folosim în formula asta. Hai să-i folosim. Nu mai scriem partea de început, am aici paint-ul, și trecem direct să calculăm. Deci o să fie f or g. Cine-i f-ul nostru? Nu ne trebuie f-ul derivat acum, nu ne trebuie f-ul normal. Deci f-ul normal este ln din x și scriem ln din x. A, o ăsta e cam negru. O secundă. Așa. Deci ln din x ori g normal, g-ul normal, unde este? Stai că e mai încolo. Este x la 2 pe 2. Nu ne trebuie la derivă, ne trebuie altă. Deci x la 2 pe 2. Și, acum asta este de la 1 la e, cum avem aici. Minus integrală, tot de la 1 la e, din f derivat, care este 1 pe x, ca așa am zis, um, ori g normal, care cât e x la 2 pe 2, e exact ca asta de aici, x la 2 pe 2. Și acum dx. Am ratat ceva? N-am ratat nimic. Hai să calculăm acum. Cum am zis că facem aici? Păi, îl înlocuim pe x. Având în vedere că aici avem înmulțire, pe x va trebui să înlocuim de două ori. Și cum ar veni să scădem paranteza. Deci putem să, să vă pun paranteze ca să vedeți mai bine ce facem. Deci prima oară am zis că ne înlocuim cu E și o să fie ln din E ori E la a doua pe 2. Și acum am minus și o să avem paranteză. Pe ăsta nu trebuie pus în paranteză, dar voi v-ați prins că e un singur termen cum ar veni. Minus. O să avem ln din 1. Pentru că acum îl înlocuim cu 1. Am înlocuit cu E, acum îl înlocuim cu 1. Ori 1 la a doua pe 2. Și acum, hai să vedem când ne dă și treaba asta, deci o să fie minus integral din, de la 1 la e, din x la 2 supra 2x de x. O să mă uit dacă trebuie să o scriem așa sau nu, dar în momentan am scris-o așa, pentru că trebuie să vă explic aici cât dă. N-am nicio idee ce caut ăsta aici, o secundă. Ok, o să avem un punct albastru, nu contează. Lână din e. Păi, ce-am zis noi că înseamnă lână? Ups. Deci lână, înseamnă de fapt logaritm în baza E și noi avem ln din E. Din E. E-ul la ce putere ne dă E? La puterea 1. Deci o să fie 1 ori E la a doua pe 2, deci nu mai scriem 1. Deci o să fie E la a doua pe 2 minus și avem lene din 1. Deci e logaritm, acum doar vă, deci e logaritm din E să ne dea 1. La ce putere dă orice număr 1? La puterea 0. Deci o să fie minus 0 ori treaba asta o să ne dea 0. Deci o să doar scriem, o să scriem minus 0 ca să arătăm că știm că a dat treaba asta 0. Și acum, hai să mă uit dacă trebuie noi să facem ceva la integrala asta sau cum procedăm. Aici, având în că am scris-o așa, este mult mai vizibil faptul că putem simplifica x-urile. Deci x-ul ăsta din stânga jos moare și asta fiind la a doua decât îi tăiem puterea. acum la bac eu vă spun că cel mai bine este să tăiați așa și să scrieți x, adică ce rămâne. Sau să nu scrieți pentru că s-ar putea contra acum depinde de care e handicapatul vă corectează. Pur și simplu să tăiați și să scrieți în continuare, adică scriem 1 pe e din x supra 2. De x, adică dacă e cineva care chiar să vă penalizeze pentru așa ceva Sau pentru așa ceva Eu zic că e cazul să mă sunați că îi dau eu în judecată personal Și hai să vedem Deci ne rămâne kindia asta aici, o să fie la a doua a doi 0-1 ne mai interesează Și ce facem aici? Aici vedem noi că avem x pe 2 Și ne gândim, păi, bă, doamne, ce facem noi să integrăm panorama asta? Păi, în momentul în care se întâmplă ceva de genul Hai să vă explic. Deci am scris integrala și noi îl avem pe domnul x. x-ul, de fapt, dacă noi să ne gândim, el este împărțit la 2, nu? Corect. Cum mai putem noi scrie, de fapt, împărțirea asta? Păi putem să o scriem ca o înmulțire la 1 pe 2. Pentru că x va fi sus și va fi x pe 2, nu așa? Că avem x pe 2. Păi și noi când avem înmulțire la o integrală, putem pur și simplu să scoatem înmulțirea în afara integralei. Adică, am scos 1 pe 2 cu care este înmulțit x-ul în fața integralei înmulțită cu ea. Deci, puteți vedea, l-am scos și înmulțim. Pentru că, după cum puteți ști și voi, că acum prespun că se știe în toată România, integrală din x este foarte simplă pentru că crește cu o putere și supra puterea aia este pus, puterea fiind de fapt un număr, deci x-ul fiind la 1, va fi x la 2 supra 2, dacă x e la 2 ar fi devenit x la 3 asupra 3, și în continuare v-ați prins voi. Deci, pur și simplu l-am scos în față, și acum exercițiul devine total pe degeaba. e la 2 pe 2, minus 1 pe 2, ori x la 2 pe 2, dar să nu uităm că trebuie să punem de la 1 la e. Și de la 1 la e vor fi ăștia 2, pentru că e înmulțire între ei. Hai să punem un egal mai încoace, mai așa și o să fie, de fapt, cred că putem să calculăm mai întâi înmulțirea, o să fie e la a doua pe 2, minus x la 2 doua pe 4, dă la 1 la e, și mai scriem încă o dată, o să vină minus, hai să spunem în paranteză, am spus că înlocuim prima oară cu e, e la a doua pe 4, și după înlocuim cu 1, cu minus între ele, minus 1 la 2 adică 1 supra 4, Uh, scriem sus acum, ca să scriu în același răsas, să vedeți continuarea. E la a doua pe 2 uh, minus E la a doua pe 4 plus 1 pe 4. Și îl ducem și pe ăsta la puterea uh, să fie la cea numitor cu 4. Și o să fie uh, 2E la a doua minus E la a doua plus 1 supra 4, că de data asta trebuie să scriem, se vede aici de parcă e 42, dar v-ați prins voi supra 4, pentru că dacă ne-am uitat la exercițiu, voi vedeți că ne cere să fie supra 4 și 2 la a doua minus de la a doua ne dă e la a doua și o să fie e la a doua plus 1 supra 4. Deci exact cine ce cerea nouă, e la a doua plus 1 supra 4. Voi cum ar veni trebuie să vă faceți calcule. Um, mai ales când mergeți la faza de final, în așa fel încât să vă dea cum vor ei, pentru că, într-adevăr, dacă voiam, puteam să nu mai scriem pe 4, dar ei, scriindu-l că e totul supra 4, v-ați prins voi. Și asta e rezultatul. O să caut acum una prin schimbare de variabile, ca să vă arăt cum se face. Am adus aici o integrală, care se rezolvă prin metoda schimbării de variabilă. O să vă explic media cum se face. Uh, arată cam deep fried, cum v-am trimis eu aici, dar sper că n-are nimic, hai să băgăm și ăsta mai mare, că de abia se vede, perfect. Păi, uh, în primul rând, ce trebuie să facem este să înlocuim fdx-ul cu fdx-ul de aici și având în vedere că fdx-ul este 6x plus ln din x plus 1 și avem aici fdx minus 6x, voi pur și simplu trebuie să scrieți uh, fdx-ul și se vor uh, uh, reduce 6x cu minus 6x și în momentul ăla o să rămâneți doar cu lene din X plus 1. Voi trebuie să scrieți pasul al dar eu nu o să mai scriu pentru că e simplu și v-ați prins că... Na. Aveți creier. Și scrieți integrală de la 0 la e minus 1 din lene de X plus 1 supra X plus 1. Și după cum putem vedea noi aici, se întâmplă ca una din funcțiile astea, adică ori asta de jos, ori asta de sus, noi după asta trebuie să ne uităm, atunci când este derivată să ne dea ce altă funcție. Și cum ne dăm noi seama de asta? Păi ca să vedem mai bine, în primul rând spunem de x -o aici că am uitat. Dacă noi am scrie integral de la 0 la e minus 1 din ln de x plus 1 pe 1 ori 1 supra x plus 1 de x. Care e faza? Păi dacă stăm puțin și ne uităm, la formulele astea, o secundă, ne trebuie cele ale derivatei, dar mă rog, voi știți că în momentul în care aveți ln, LN din x așa, derivat, o să vă dea 1 pe x. Și dacă ne uităm atent, noi dacă îl derivăm pe ln din x plus 1, o să ne dea 1 supra x plus 1, pentru că ăsta cum ar veni este u. Și asta este tot U. Știți că v-am arătat uh, la alea uh, compuse cum ar veni. Și dacă să ne uităm, într-adevăr, da, așa e. Deci dacă pasta am integrat-o, cum ar veni, trebuie să ne dă asta. Și ce, ce, trebuie noi să facem acum? Păi, uh, este un fel de semiformulă, o să zic. Pentru că tot ce trebuie să faceți este uh, să notați uh, derivata, adică aia pe care o derivesc ca să dea cealaltă, cu T și cea pe care, cea pe care rezultatul, să-l notați cu DT. Păi hai să vă arăt. Deci o să avem LN din X plus 1 egal cu T. Rezultă T derivat egal cu LN din X plus 1 totul derivat. Și asta ne dă 1 supra x plus 1, um, ori x plus 1 totul derivat, pentru că știți că la derivatele compuse, când avem uh, un u, adică ceva compus din mai mulți termeni, avem aici x plus 1, dacă era x, ar fi fost decât 1 supra x. Dar în vedere că avem x plus 1, o să facem 1 supra x plus 1, ori ce este în paranteza asta mai mică, derivat. Și dacă derivăm x plus 1, ne dă 1. Pentru că 1 derivat ne dă 0 și x derivat ne dă 1. Și cum ar veni să fie 1 spre x plus 1 ori 1, voi trebuie să scrieți asta. De fapt, când scrieți așa, o să scrieți treaba asta după x plus 1 totul derivat, după aia să scrieți 1 spre x plus 1 ori 1 ca să demonstrați că v-ați făcut formula că dacă ăla de corectează e handicapat poate să nu vă dea punct pentru calculare la treaba asta. Și îți dă 1 spre x plus 1 egal dt. Deci tu ai zis că t-ul e atât și după ai zis că dt-ul este atât. Păi și ce facem în cazul ăsta? Păi hai să vă deschid imediat pe păi intu și vă arăt. Acum, înainte de a înlocui uh, cu literele astea în integrală, noi trebuie să recalculăm capetele astea, pentru că în momentul în care noi am schimbat variabila, ca așa se numește metoda, schimbarea de variabilă, automat integralele sunt de fapt ca un grafic și graficul ăla, cum ar veni, s-a mișcat. Și noi, ca să-l readucem la loc, trebuie să calculăm um, capetele astea din nou. Pe și cum facem asta? Păi luăm funcția importantă, care este ln din x plus 1. Nu luăm x plus 1 normal. Cum ar veni, luăm t-ul. Deci luăm pe T, Adică ln din x plus 1. Asta vrem noi să luăm. Și ca să calculăm noile capete, pur și simplu vom înlocui în ln din x plus 1 x-ul cu capetele vechi. Adică, dacă noi avem primul capăt 0, vom înlocui x-ul cu 0. Și o să fie ln din 0 plus 1 egal cu ln din 1. Și după cum știți, orice număr la puterea 0 ne dă 1, deci este 0. Deci capătul 0 a rămas la fel. Și mai avem ln din x plus 1 și data asta să înlocuim cu e minus 1. Egal cu ln din e minus 1 plus 1. Se reduc ln din e ne dă 1 și acum tot ce trebuie să facem este să înlocuim integrala cu capetele pe care le-am aflat, adică în loc să fie 0 și e minus 1, va fi 0 și 1. Și în loc să avem lene din x plus 1 pe 1 și asta altă treabă, ăsta va fi t-ul și asta va fi dt. Și dx uităm complet. Deci o să fie 0, 1, integrala 0 la 1, din t, dt. Cum am spus, dx-ul nu mai apare. Și de t-ul îl avem mai mult de formă, pentru că nu-l mai folosim, având în vedere că t-ul îi ține locul lui x. Normal, dacă am fi integrat x-ul, ne-ar fi dat x la 2 doua pe 2. Și dacă avem t, facem același lucru, t la 2 doua pe 2, de la 0 la 1, de dt am uitat, pardon. Și acum calculăm, o să fie 1 la 2 pe 2, adică 1 pe 2 minus 0 la 2 pe 2, care e 0, minus 0 egal cu 1 pe 2. Și după cum puteți vedea, ne-a dat exact rezultatul ăsta. Tot ce a trebuit să facem a fost să facem înlocuirea asta. Și după cum puteți vedea, iese destul de repede, comparativ cu integrarea prin părți. Nu prea ai nevoie de formulă, doar trebuie să vezi, a, asta e așa, oh shit, ăsta e de fapt derivata lui ăla. Vezi Aici, ce faci, care e de fapt derivata, zici că derivata îți dă cât îți dă egal de t. Calculezi capetele la noi. Alea nu trebuie să le schimbi neapărat. Poți le schimbi pe ciorna, dar, mă rog, pur exemplu simplu, înlocuiți în șmecheria asta, adică în, cu cât ați egalat voi t-ul, înlocuiți cu capetele celelalte și vedeți cât vă dă. Și astea sunt noile capete ale integralei și după aia pur și simplu ziceți TDT T și vedeți cât vă dă. E foarte calume metoda asta, dar nu merge mereu, trebuie ca să vedeți un gimmick din ăla să fiți pe fază. Avem aici o integral din asta cu volum. O să vă explic cum se face, pentru că na, trebuie. Hai să vă arăt. Păi, prima oară, înainte să vă zic formula la volum și la arie, o să vă spun și la arie tot aici. Uh, mai întâi, hai să vedem uh, ce trebuie să facem când vedem un exercițiu de genul ăsta. Păi, în primul rând vedem că ne dă un G, un G de X, nu mai avem F de X-ul. Și G de X-ul ăsta se tra trafozmă, înțelegeți? Și ai prima oară să-l calculăm. Deci e G de X, da, ăsta e G. Și e 1 supra F de X care f de x cât e? Este x plus 1 plus x ln din x. Minus x ln din x totul la a doua. Și dacă stăm puțin și ne uităm, vedem că ăsta o să se reducă cu ăsta. Când vom scrie f de x-ul cât e el, ăla se va reduce cu ăla. Voi trebuie să scrieți pasul ăsta. Ca să se vadă, se reduc alea și o să rămână pur și simplu x plus 1 totul la a doua. Asta o să scriem noi ca să nu mai facem risipă de cerneală virtuală și nu o să deschidem asta, o să lăsăm așa. Acum, trebuie să vă zic în ce constă formula la volum. La volum, în primul rând, o să aveți un pi. Deci, primul lucru care vă vine e pi, 3,14. După aia, pi-ul ăsta e înmulțit cu o integrală. Iar integrala, asta trebuie să rețineți, e important și la volum și la arie, ea o să aibă capetele alea, numerele alea sus și jos. Și cum ne dăm noi seama care sunt numerele? Ne luăm după intervalul la care e declarată funcția asta. Deci noi am aflat G-ul și când o să calculăm volumul lui G, integrala va fi de la 1 la 3, pentru că vedem capătul din stânga e 1, dreapta e 3, integral de la 1 la 3. Și acum avem funcția, adică G de X. Totul la puterea a doua de X. Deci, la formula volumului, dacă vreți la general, este pi ori integrală de la intervalul ăsta, Vă prindeți voi. Din funcția pe care o să o dă, noi aici avem un G, dar normal este un F de X, și totul a doua. Da, seamănă exact cu asta, nu prea sunt multe lucruri schimbate, și de X normal. Și la arie, o să vă spun și la arie, tot acum, pentru că e foarte simplă. La arie, pur și simplu, aria se notează cu A QF și volumul cu V, C, F cel puțin așa l notăm noi, dar presupun că merge și cu arie normal. Este integrală, tot cu capetele, nu știu care sunt, dați le da aici, din f și f de e în modul de x. Deci la arie e foarte simplu, pur și simplu e un modul. Deci bagi un modul la funcție. Noi totuși avem volumul, care e varianta mai grea, și o să o calculăm imediat. Păi pur și simplu o să fie pi ori integrală de la 1 la 3, normal. Și o să fie treaba asta la a doua, care de fapt o să fie 1 spre x plus 1 la a doua la a doua. Și dacă nu știați, o să vă scriu ca să vă arăt. Deci tu când ai o putere la altă putere, pur și simplu trebuie să înmulțești. Adică dacă aici aveam puterea a 3, ar fi fost x plus 1 la puterea 2 ori 3, adică x plus 1 la a 6. Noi având 2, o să fie x plus 1 la puterea a 4. -a. Deci asta e 4, să facem mai ca lumea, mă rog, și de x. Acum trebuie noi să ne dăm seama până puterea străbunilor că de fapt asta este o integrare prin schimbare de variabilă, adică asta de jos derivată, de fapt ne dă asta de sus, pentru că dacă derivezi x plus 1 îți dă 1, că știți că rămâne coeficientul la x care e 1. Și faza cu toată jmecheria asta e că... Da, nu e nicio fază, hai să calculăm. Deci o să fie t egal cu x plus 1. Rezultă că t derivat egal cu x plus 1 derivat. Trebuie să scrieți că e x plus 1 derivat. Deci, da, de o să scriu că t derivat egal cu 1 egal de t. Și în momentul ăsta am calculat t care e ăsta și dt care e 1. Și acum trebuie ca să calculăm, cum am spus la uh, schimbarea de variabile, trebuie să calculăm noile capete și cum facem asta? Pur și simplu înlocuim x-ul cu capetele default care au fost date în ecuația asta. Adică, dacă noi avem x plus 1, o să avem 3 plus 1, mă rog, trebuie să luăm păsat de jos primul, 1 plus 1 egal 2, adevărat. Vă spun punct și virgulă ca să am loc. Și 3 plus 1 egal 4. Deci astea sunt capetele. Deci jos o să fie 2 și sus o să fie 4. Cum ar veni, pur și simplu am înlocuit aici și aia a fost. Și hai să scriem treaba asta aici sus ca să se vadă ca lumea. O să fie pi. Hai că mi explodează și telefonul. Pi ori, cât am zis, 2, 4, din cum o să fie asta? Păi, unul am zis că e DT, dar DT-ul îl scriem aici. Și ca să știți, eu am omis asta pentru că sunt puțin handicapat. Dar, trebuie să spuneți că T-ul derivat este unul, da, într-adevăr e DT. Dar, scrierea total corectă, pe care eu am omis-o pentru că sunt un handicapat și nu mi-am dat seama, Aici, normal, trebuie să spui că t derivat e 1. După spui că rezultă dt ul este 1, nu trebuie să zici egal cu dt. Și trebuie să zici și de DX. Eu am uitat să-l menționez pe dx pentru că e oricum useless, cum sunt majoritatea oamenilor care învață mecanic, dar na, ce putem să facem acum? Deci, asta e scrierea total corectă. T egal x plus 1. Deci, din asta rezultă că t derivat e atât. Dar, din asta mai rezultă odată că dt-ul este 1 de x. Foarte tare. Cum ar veni, așa justificăm noi uh, dispariția lui dx, adică cineva l-a dat dispărut și noi așa zicem de fapt că e el dispărut. Și am zis că ăsta este dt-ul pe care îl punem aici, pentru că el este 1 și e înmulțit. Uh, dar aici o să fie 1 supra t la, t la patra, 4 pentru că am spus că T-ul este X plus 1 și aici avem 1 supra X plus 1 la 4 -a. dacă ăsta este T, de fapt este T la 4 nu-i așa? Așa e. Normal, că așa e, că așa am zis eu. Și acum, pentru că nu mai avem loc aici, o să calculăm șmecheria asta, să vedem când ne dă. Avem aici tovarășul Paint. Ce trebuie noi să facem? Păi când vedem șmecheria asta, noi trebuie să ne amintim, trebuie să ne întoarcem la regulile de calcul, alea toate 1 miliard. Și să ne amintim că, de fapt, dacă avem 1 pe t la 4, -a, de fapt avem t la minus 4. Pentru că t la minus 4 este, de fapt, 1 pe t la 4. -a, știți voi. Și cum ar veni, noi ne întoarcem în trecut la ce era t odată de mult, știți? I-am adus aminte. Și t la minus 4. Ce facem noi cu el? Păi, pentru că e la minus 4, va fi mult mai simplu să calculăm integrala. Pentru că o să avem pi ori integral de la 2 la 4 din t la minus 4 dt. Și dacă avem t la minus 4, știți că atunci când integrăm, când avem, de exemplu, x la a doua, o să fie x la a treia supra a 3. Nu? Da. Dacă avem la minus 4, pur și simplu adăugăm 1 și o să fie pi ori t la minus 3 supra minus 3 cu bară din asta de la 2 la 4. Și acum hai să calculăm. Hai de fapt să mergem în continuare, că na, ca rușii. Um, ul este a tot etern, băgăm aici. Și cum am zis, mai întâi înlocuim cu 4 și o să fie 4. De fapt, hai să și scriem că ce treabă avem noi. Ok. Și acum minus 2 la minus 3 supra minus 3. Ok. Acum facem niște calcule total stupide. În opinia mea. 4, 16, 64. Deci, uh, sau, să facem altcuvă, la minus, mă rog. Acum, în loc să înlocuim din prima, ce trebuie noi să facem este să mai folosim o dată formula aia. Și având în vedere că avem t la minus 3 și noi știm că t la minus 3 este de fapt 1 pe t la a treia. Dacă avem 1 pe t la a treia, pur și simplu o să se mulțească t la a treia cu minus 3 și o să fie minus 3 t la a, t la a treia, era să zic strela, war thunder, 1 supra minus 3 t la a treia. Ta o să dea faci un calcul rapid mental și vezi. Pentru că dacă nu faci așa și începi să rezolvi, asta am făcut eu și da, este tăiat videoclipul, e tăiat cu motiv. Um, cum spuneam, o să devină pardon, 1 supra minus 3 t la 3. și acum o să înlocuim. Acum, ca să știți, în momentul în care aveți un minus la un termen. Fie sus, fie jos, într-o fracție. Minusul ăla, de fapt, se aplică întregii fracții. Adică dacă ne avem 1 supra minus 3 t la a, 3 -a de fapt avem 1 supra 3 t la a, 3 a cu minus în față. Asta trebuie voi să știți. Ok? Asta nu s-ar aplica, de exemplu, dacă am avea minus 1 plus 5 aici. Pentru că minus 1 ăsta nu este la întreaga fracție, dar ăsta, aici fiind semnul de mulțire, este. Așa ca fapt divers v-am explicat. Uh, și ce trebuie noi să facem? Păi hai să înlocuim, o să facem pi ori asta. și hai să vedem 1 supra, mai întâi înlocuim cu ăsta de sus, minus 3 ori 4 la 3, 4 la 3 64, minus 3 ori 64, facem aici un calcul, 12, 1, 18, 19, 192. Deci, cât am zis, minus 192, și acum minus, după formulă, înlocuim cu 2 și o să fie 2 la 3 a 8, minus 3 vine 8 și 24, deci minus 1 pe 24. Asta acum am spus, putem spune minus aici, dar mă rog, v-ați prins voi. Pe trebuie să aducem la același numitor. Deci îl mulțim cu 8, că 24 ori ne dă 192. Hai bine să spunem minus aici. Deci o să fie 1 minus 8. Pardon. Supra 192. Hai să văd dacă am greșit ceva, cum mi se pare ceva ciudat între minusuri. Am uitat piu. Că ăștia același numitor, e doar minus aici E minus 1 Nu e, e plus 1 Ce caca s-a întâmplat avere Stați o secundă A, sunt eu prost. Deci, iertați-mă, aici este minus 1 supra 192, cum am spus, da? Pentru că ne-am dat pe formulă. Și în formul urmează minus înlocuind cu 2. Și minus cu minus face plus, pentru că sunt eu un total ciudat. Și o să fie minus 1 plus 8, care o să dea 7. E minus 1 plus 8. Mă gândeam eu ce căcat am făcut. Deci e 7 pe 192. Nu mai între paranteză. E 7pi poasta 192. Și acum, când am ajuns la rezultatul ăsta, ce trebuie noi să facem este pur și simplu să înlocuim cu cine dau ei. Deci ei ne-au cerut să determinăm numărul de nula pentru care bla bla bla. Deci ei vor să-l aflăm pe A. Și noi am calculat volumul și am aflat că ăsta e volumul. Și acum ei vor să-l aflăm pe A, adică pur și simplu o să egalăm volumul cu A. Hai să vedem cât am zis că e volumul. 7 case pe 92 egal cu 7 pi pe 24 A. După cum puteți vedea, 7 pi e 7 pi. Deci, cum ar veni dacă am folosit înmulțirea prin părți, 7 pi după cum puteți vedea, înmulțit la fiecare, deci putem pur și simplu să nu folosim și doar să egalăm 24A costă 92. Și după cum am observat, mai devreme, când am calculat aici în colț, 192 împărțit la 24 ne dă 8. Deci rezultă că A egal cu 192 pe 24 egal cu 8. 2 ăsta nu e la putere, e un 2 mai jos, dar da, la puțin levitație. Egal cu 8. Și da, într-adevăr, rezultatul este 8, este corect când vine vorba de exercițiu 3, volum și arie sunt destul de ușoare, pentru că, după cum puteți vedea, e exact același lucru, doar că mai e o formulă în plus și puțin de gândit pe aici, cu niște calcule ciudate. Dar nu se merită să nu luați măcar 2-3 puncte calculând pe aici niște chestiuni, că ați văzut că e destul de simplu. Nu trebuie să vă speriați când vedeți că va apare piu, pentru că piu nu o să vă apară cu cosinus cu mirsul cu toate alea, va apare așa la mișto. Și dacă va apare cu trigonometrie, doamne, nu știu, cred că puteți părăsi sala. Vă voi prezenta acum toate formulele de care aveți nevoie. Aici avem toate integrale indefinite. Aici avem toate derivatele. Aici aveți un exemplu scurt în care vă arăt folosirea unei formule la integrale, și integrala fiind de la 0 la 1, vă arăt că se pune bară de la 0 la 1 după ce ați calculat integrala, și după tot ce trebuie să faceți este să înlocuiți x-ul cu 1, puneți un minus și după înlocuiți x-ul cu 0. Deci înlocuiți cu ce este sus x-ul, și după cu ce este jos cu un minus între ele. Aici v-am scris formula integrării prin părți. Vă o să vedea un f or g derivat și trebuie ca să alegeți pe f în funcție de care funcție e mai grea, adică ce vi se pare mai greu, pe ăla îl puneți ca fiind f și după îl derivați. Iar funcția mai ușoară o alegeți ca fiind g derivat și spuneți că g-ul normal este de fapt integrală din g-ul la derivat și pur și simplu locuiți în formulă, formula fiind asta. F normal ori G normal. G normal este ăsta pe care l-ați calculat aici. F normal este ăsta de aici. De la A la B, A -u și B -u reprezentând capetele integralei, minus integrală tot de la A la B din F derivat, deci al doilea F, ori g -ul normal, adică al doilea G, deci în formulă pur și simplu G-ul trebuie să-l folosiți de două ori după ce l-ați integrat iar prima oară folosiți f-ul aici, ca după să folosiți f derivat aici și pur și simplu după calculați și o să vă dea ce trebuie să vă dea. Aici am explicat schimbarea de variabilă. Am spus că tu trebuie să cauți un anume t, care derivat îți dă tot același lucru care se află în integrală, adică după cum puteți vedea, asta este integrala iar aici am despărțit-o și dacă vă uitați cum trebuie, veți vedea că ăsta derivat, de fapt ne dă ăsta de aici, da? Deci ăsta derivat ne dă x plus 1 și tu trebuie să vezi treaba asta, că una din funcții derivată îți dă cealaltă și pur și simplu spui că dt-ul este derivata funcției dx. De am făcut aici cu exemplu, deci dacă t-ul este ln din x plus 1, am calculat cât e t derivat, care e 1 spre x plus 1 ori x plus 1 derivat. Asta e formula la o derivată compusă, pentru că după cum puteți vedea asta e compusă. Și ne dă 1 spre x plus 1, pentru că asta derivată ne dă 1 plus 0 și na, fiind ori 1, rămâne același lucru. După am spus că dt-ul este 1 supra x plus 1, adică când ne-a dat aici, dx. Iar după, în integrală, noi trebuie ca să calculăm capetele, pentru că în momentul în care faci schimbare de variabilă, capetele la integrală o să se schimbe și ea. Și ele, pardon. Deci am înlocuit în T-ul nostru, deci în T, trebuie tu să înlocuiești în T-ul normal, cu capetele care au fost deja date. Și am înlocuit și am spus că e ln din 0 plus 1 și ne-a dat ln din 1 care este 0. Deci capătul de jos al integralei va rămâne tot 0. Și în a doua am înlocuit x-ul cu e-1 minus și ne-a dat ln din e-1 plus 1, s redus și e ln din e care e 1. Deci capătul de sus va deveni 1. Și după continui și calculezi și o să-ți dea ce trebuie. Asta este schimbarea de variabilă. Iar aici v-am scris formulele pentru arie și volum. La arie, pur și simplu aveți un modul la f de x, deci aici este un modul. Rămâne Integrala de la capetele pe care vi le dau ei, capete care pot fi puse într-un interval, adică dacă aveți intervalul 0, 2, ăsta este capătul de jos și ăsta este capătul de sus. Sau vă poate spune că dreptele de ecuație sunt x egal cu 0 și x egal cu 2 și de acolo, din nou, prima va fi cea de jos și a doua va fi cea de sus. Deci dacă vă spune că dreptele de ecuație sunt, prima va fi... Capătul de jos și al doilea capătul de sus, iar la volum exact același lucru, cu intervalele astea și așa, doar că formula este pi ori integrala de la capetele alea, din f la 2 de x. Trebuie să rețineți că nu este x la 2, adică nu înlocuiți pur și simplu x-ul normal cu x la 2, este f la 2 de x, deci va trebui să puneți toată funcția la puterea a doua. Și astea sunt toate formulele. Vă mulțumesc foarte mult de atenție și vă rog să mă scuzați pentru integrala din IDN. Metoda cleștelui este foarte handicapată și momentan n-am găsit pe nimeni care să fie capabil să o explice, dar voi găsi în viitorul apropiat și va apărea în ultimul video despre matematică. M-am și plictisit câte videuri cu matematică sunt, am făcut spume, dar în el o să apară și toate lucrurile care au fost omise. Cum ar fi progresele din, de la subiectul 1 și ce alte lucruri pe care le-am uitat din nou, dar le-am notate undeva pe aici. Uh, da, vă mulțumesc și ca să știți, dacă cineva știe să facă integrala din IDN, vă rog să mă contactați pe serverul de Discord pentru că vor exista recompense și eu o să vă menționez în video. În rest, noroc la BAC, la ăștia care îl dați. Noroc la ce teste mai aveți la ăștia care esteți a 11-a, a 10 a ce mai sunteți voi. Și na, ne mai vedem noi. Pa, pa!